Dar ce bunătăți am luat aici să moră dacă nu e ieftin. E ieftin. Mulțumim. Da, 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 da. Ce forneti, iară omului după... Au, bă, da, ține pește, bă. Nu vreau nimica, măi, nu mă băga în spital. Lasă-mă, nu mă spitaliza. Mă pești, 26 de milioane. Ai, nu uită-te. Te văd. Tu îți dai seama. Bă, știi cum e aici? Pește, spui eu. Exact ca și când ești la păcănele și ești în pierdere și dai în disperare să te scoți. Exact ca și când ai bani pe cont și joci și nu mai ții măsura. Dai, dai, așa pui aici în coș și vii la că... Da. Înțelegi? Uitați, românii. Ba, vă fanfala, tulip. Hai. Fratele meu, pompierul și prietenul meu, peștele. Înțelegeți? Eu când spun prieten, prieten, nu vrăjală. Înțelegi? Restul sunt amici. Ați înțeles? Acum eu vreau să vă spun. Asta se arată prietenia. Înțelegi? Prietenia, sărbătorile de iarnă, atunci le petreci cu adevărat. Pește, vezi că de-aia am luat pungi. Când sunt la mașină, tu ți le pui în pungă. Eu te rupun, pa, le-am pus deja. Le-ai pus? Da? No. Pompier, când le pun șamele, le punem în ăsta? În pung. Deci asta înseamnă sărbători. Înțelegi tu? Prieteni, familie. Prieteni și familie. Înțelegi? Să-ți bucuri prietenii și familia care ți-s prieteni adevărați. Nu? Ia, e la Vâlcea. Cumpărături. Nu grăjeală. Lăsați-ne. Voi ăștia lanți sunteți amici care ia și în ia. Care ni. Uitați că vine ăla cu carnea de care îmi trebuie mie. Nu-mi vinde două, trei baxuri. Așa, la negru. Păs umână, vorba aia. Că e română. Ui cât stă să găsească cheia, bă. E flămân, bă. Dar ce telecomandă aia mea? De la mașină. Extraordinar. Nică iasă bateria afară. Serus! Vă pupă tata sălăjenilor! Bun, ia pește plasa ta. Pune-o pe bancheta din spate, peste... Așa, aici, pompier, ți le aranjez atale. Uite, deja ai făcut manevră să-mi furi astea. Nu, le-ai băgat acolo. Nu se piardă, mă. Ia-ți, fă. Ia le-am lăsat, le-am... Așa. Dar mai astea. Bun. Lasă că o găsesc eu și pe ala. Astea... Nu le pune peste baterie și peste la... Lasă-mă, lasă-le acolo! Așa. Ăsta nu e meu. Gata, ăstea bagă-le în portbagaj. Bun, hai pompier, mai ies, fă o pungă. Nii unde e aia la altă. Două. Dar la ce le folosești? Ha? Eu am și eu acasă un set de ăsta. Dă-ne pace, pompier. Ai tu acasă. Nu băga tu mie pe gât. Ce acasă? Ce aici? Uitați. Lemne. Am luat. Lemne am luat, nu-i? Lemne. Ăla, Jäger mai este. Lasă Jägerul, pune alea. Asta e. Mai băgăm. Două pungi samele, nu? Da, da. Una. Așa. Și cu una, două. Da. Bun. Și... Închide și bag acolo, lasă, mai iau o pungă. Nu, mie nu te iei pungă, tu, acolo, așa. Tu le-ai cu tău cu mașină. Așa.
Așa îi spui la cap de dibol. Costiță? Sau cum vrei tu. Jägerul. Așa. Bun. Să văd. Nu, alea s-a luat. Ui cât lapte și-o luat. Dar cu lapte de cafea, mă. Bă, pompier. Bun. Gata. Gata. Leagă pești. Leagă. Bine, hai. Pune acolo. Și-a luat din partea. Da. N-a pești. E posibil așa ceva. Prețuri să te rupă. E la opulență. Ha? E la opulență. Îți dai tu seama. De la periculosul. Te duci acasă pești, că poate o combin pe liana să vie să ți le facă. Ce? Acasă la el, sarmalile și alea. Ce? Numai să ți le pregătească. Nu mă lasă, mă, că mi le fac. Ha? Urcă pește sus. Urcă că face asta tâlhărie. Hai, bă, că 10 ore stai de vin rumâni pe tine că ai lăsat căruțul acolo. Nu mai găsești cheia, mâncavaș. Fuuu, nu uitați-vă. Ni, o închis-o. Uită-te cât. Ai închis-o ca lumea că nu s-o stins becurile sus. S-a stins imediat. Dar ce e, la buton? Pe nu știu. Extraordinar. Ce ai de când e comun, dar vedem. Să vezi numai de lovești o mașină. Păi mă, ce mai mult de cine ca de ăștia la zbă. Du-te, că-i bai. Vezi că lovești pe ăla. Întoarce-o aici pe loc, trage frâna de mână, accelerează și dă-i sprint. Vezi că vine, ții, du-te. Au. Oameni buni. Am terminat, bă, tu-ți dai seama ce prețul și auzi? O zis că să-ți cumpezi de anul viitor. Da. 30%. Mâncă. Bă, că e cel mai scump ca în Germania. Vai, de America. Bine, pompier, vezi că aici când îți spune câte o bucată de carne din aia în pungă, e mare. Acolo în Germania spune atâta în ea, măsurat, pe gramaj, să mănce neamțul. Ui ce-i că te florești? Nici. Nu-mi trebuie. Nu ne intoxica. Mai ții minte în Cervia când ai stat pe bancă și ai mâncat puiul ăla cu buzatul, cu puiul buzatul. Da, și cu ardei ghei aiuț. Așa, și cine a venit? Și cred că ăla, Țăran. Și Beni Țăranu. Și a venit? Carabinierii. O zis, guarda, mangiate come un cane, înfometato. Savore, pula massimo. Ăla. Ca pe ăla s-o luat. Ăla l-a executat pe tetuțul. Nu ăla, unul nou. Unul nou. E, dar ăla i-a luat muierea la Beni Țăranu. Da. Aia, cum o cheamă? Am uitat cum o cheamă. Da. Bandiți! O venit la mine. Mareșalul. Era mareșal. Nu le vedeam parfumul, mă, și Adidas, mă. Da. Că îmi zicea ce tip de Adidas îmi trebuie, da. Ce parfumul. O vine la mine și o zis așa, fii atent aici, nu ne luăm de tine, te lăsăm să-ți faci treburile, numai aici în zona noastră să nu ataci Cervia, Milano, Maritima, alea. Da, zice, ne schepi de Beni Țăranu. De Țăranu. Păi zic, cum să vă scăp?
Fii atent, ei vrea să plece. Eu interceptat, o auzit. Cred că i-o dat ceapa în primire. Vrea să plece dincolo. Fii atent, îți dăm, fă-le pașaporte. Păi zic, eu am pașaporte. Îți dăm noi pașaporte ungurești. Și mi-a dat să le fac pașaporte ungurești. Eu le-am făcut pașaporte și-o trecut din Italia în Spania, pe la Genoa, o mărs cu vaporul. Și pe când a venit țăranul înapoi, aia lui era cu pula maximă. Da, mâncava așa. Ce, bă, bă, tu când te-ai închis după mașină, tu tragi de volan într-o parte. Tu nu vezi că mi-are mașina într-o parte. Ai calculat câți bani trebuie să-mi dai? A? Cred că trebuie să avem un garaj. Dar nu un garaj, că un teren în spate. Care? Că o zis la că-ți dau 17 milioane pe el. 12. Am luat să-l ajut dacă vă rușine. Cine, domnule? Unul de lăgut. Trece unul din spate. Tu-ți dai seama pești? 12 milioane. Dar nu acum, mamă, am vreo 2 ani. Ei, am vreo 2 ani. Cu ele de gază, nu mai sau de nimic, tu îmi pungile de gază. Bă, nu mă conduce. Au zis că vreau să bage gază, dar pe știu cât de bagă. Nu mai ai zis că ai sub, pe mână, sub casă la tine pungi de gază. Bă, tu n-ai văzut la știri odată, am vreo lună și ceva, au fost